După ce am scos ungurii din vișine, acum pun un pic de zahăr pe ele, să se moare. Și le las așa până termin cu biscuitul și cu crema de mascarpone cu lapte condensat. Până mărunțesc biscuiții, las untul să se topească la temperatura camerei, după care îl încorporez în ei. Cam jumătate de pachet de 200 de grame. Așa. După ce untul mi s-a topit, îl încorporez în biscuiții mărunțiți. Eu am pus o jumătate de pachet de unt, dar probabil, dacă mai trebuie, o să mai pun. Bă, de acum. Cred că trebuie să mă folosesc de mână. Da. Am așteptat să se topească un pic de unt și am mai adăugat, că a fost prea puțin, undeva la 3 sferturi de pachet de unt, asta înseamnă 150 de grame și acum am ajuns la consistența care trebuie pentru blatul de biscuiți. E un fel de blat pentru cheesecake. Cam așa ceva. Am adus formă, o formă pentru tort care se detașează la final și acum formez blatul.
l-am nivelat și îl bag la rece în frigider până mă ocup de crema de mascarpone cu lapte condensat. Am adus mascarpone, frișca lichidă care se incorporează cu mascarpone. Așa. 500 grame de mascarpone. Și de aici luăm 400, adică 500 și atunci trebuie să întărim într-o pană gradată. 'Pete consistența unei creme mai tare, dar nici prea mult, că dacă o bate prea mult, se va tăia. Mai mult decât perfect. Laptele condensat nu o să-l mai batem cu mixerul, o să-l incorporăm cu o lingură și zahăr nu se mai adaugă deoarece laptele are deja în el și să nu-l facem prea dulce.
băgăm și asta la frigider. Am scos de la frigider platul și crema și le incorporez. S-a îngrușat un pic și crema. Așa. Aduc un tel. Așa ceva. Îl nivelăm. Și îl băgăm înapoi la frigider și ne ocupăm de vișine. Acum ne ocupăm de vișine. Îl lăsăm așa până se scurg de apă și formează ca un fel de dulceață. Se gelifiază. Adăugăm și gelatina. Gelatina s-a dizolvat, oprim focul și lăsăm să se răcească, după care o să punem peste cremă și blat. Mutăm compoziția de vișine să se răcească mai repede. Așa. Cred că o bag și pe aceasta puțin la frigider. Le-am scos de la frigider și acum începem să le asamblăm încet. Încet, încet. O băgăm la rece până mâine. Un pic ca să-l prins aici. Așa. Oh my God.
Yes! Că ceva să pun. Să tau un pic. Lava cheesecake.